probleme tehnice ne-au împiedicat să putem transmite primele minute ale acestei partide dintre Pandurii Târgu Jiu și Universitatea Craiova. Derbiul oltenii vă spun dator cu echipele. Până una alta însă să vă spunem că nu s-a întâmplat nimic deosebit în cele 5 minute în care nu am fost în direct. O singur moment mai fierbinte. Alexandru Pițurcă de la Pandurii Târgu Jiu a scăpat spre poarta craiovenilor, însă a fost oprit de Mădălin Ciucă, unul dintre cei doi fundași centrali ai oaspeților. Imediat după această fază vă vom spune și echipele. O centrare ce s-a vrut a fi pentru Florin Costea, a respins de acolo ivorianul Japca, cel care a fost resuscitat, din câte am înțeles, cu șocuri electrice după meciul din etapa trecută cu Poli Timișoara. Iată și echipele Pandurii cu Adnan Guso. Adnan Guso în poartă, patru fotbaliști în compartimentul defensiv: Popete, Chibulcutean, Adrian Rusu și Japca. La mijloc Vasilache, Păcurar, Vancea și Iordache. Un atac format din Liviu Mihai și Alexandru Pițurcă. Pe partea cealaltă, Universitatea Craiova cu Bornescu, Josh Mitchell, Gărgălie, Mădălin Ciucă. În această partidă Jackson nu a prins nici măcar lotul. Cei doi au fost formați de brazilieni de la FC Santos. Acum o minge în stânga pentru Japca, centrarea acestuia la marginea căruia de 6 metri. Liviu Mihai cere lovitură de la 11 metri și ce ocazie are Alexandru Pițurcă. Și tatăl său a jucat la Pandurii Târgu Jiu la sfârșitul anilor 80 în Liga Secundă. Victor Pițurcă la sfârșitul anilor 70, îmi cer scuze, a jucat Victor Pițurcă la Pandurii Târgu Jiu, desigur că la sfârșitul anilor 80 era la Steaua. Victor Pițurcă. Însă s-a văzut la acea partidă că echipa lui Ioan Andone este una mult mai matură. Goluri marcate în ambele debuturi de repriză. Acum o minge pentru Florin Costa, semnalizat însă în offside. Japca, ivorianul trage bine de la distanță, însă Păcurar trimite spre poartă. Bornescu are dificultăți, a fost derutat de Popete. Nu este pe teren capitanul obișnuit al Craiovei, Dorel Stoica, cel care cu siguranță ar fi trimis pe poartă dintr-o lovitură liberă. Ca aceasta, își asumă Alexandru Păcurar, primită până la Bornescu. Și nu știu dacă lui Adrian Mititel îi place ceea ce vede acum. Iată final de primă repriză, la pauză, Pandurii Târgu Jiu, Universitatea Craiova 0-0. Noi revenim aici pe stadionul municipal cu repriza secundă peste aproximativ 14 minute. Cred că oltenii din Craiova vor fi întâlnit cu post de topor aici la Târgu Jiu. Arbitrul de rezervă. Nu sunt sigur cel de... Debut de repriză secundă aici la Târgu Jiu cu Pandurii în posesia mingii. Sergiu Mândrean pasează pentru Ciprian Vasilache. Vasilache jucat în prima ligă la Gloria Bistrița și la Rapid. Aduceți aminte probabil de meciul excelent pe care Vasilache l-a făcut în Cupa UEFA împotriva lui Feyenoord Rotterdam în deplasare. O partidă în care, dacă mi-aduc Vasilache, la un pas să facă o recuperare importantă. Michael Bird de foarte multe ori vine în propria jumătate de teren. Joshua Rose, ocazie mare pentru o ocazie a Craiovei ceva mai devreme. O fază controversată în careul universității. Bird cere și obține o lovitură liberă după un hands făcut de Adrian Rusu. Velkovic, să vedem care dintre ei va trimite spre poarta lui Gusu. Este un moment extrem de important al acestei partide dintre Pandurii Târgu Jiu și Universitatea Craiova. Velkovic sare peste minge, Costea, bară! Ce șut a prins Florin Costea, fata nu s-a încheiat, șut în Saneni, mingea ajunge totuși la Velkovic, intrarea lui Velkovic pentru Dina. Da, aceea am văzut în repriza secundă, este un derby, Costea! Este poartă! Eu spuneam Marin Condescu, președintele celor de la Pandurii Târgu Jiu, deocamdată însă doar 0-0 între Pandurii și Universitatea Craiova în derbiul Olteniei. O lovitură a Craiovei, centrarea lui Velkovic a respins foarte bine Adrian Rusu.
Bird, foarfecă spectaculoasă, Costea! Curar sau Geapca? Cine va trimite spre poartă? Păcurar, un șut puternic! Este gol pentru Pandurii! Rusu, practic aici la Târgu Jiu și doar datorită accidentării lui Alin Rus este titular. Deci resusciteze echipa. Ați văzut, scria Pandurii Târgu Jiu pe acea minge. O centrare pentru Stroma! Rusu pentru Chibul Cutan. Ultimele momente ale jocului de la Târgu Jiu și florul de final.